numesc Struc Andrei, sunt fondatorul întreprinderii individuale Struc Andrei, care are ca gen de activitate creștere și comercializarea plantelor la fir, cât și în ghiveci. Ca genuri de activitate mai avem și importul de plante atât aiate cât și în ghiveci de la un dealer oficial din Olanda. Cu creșterea și comercializarea plantelor ne ocupăm din anii 2000, este o afacere de familie pe care am preluat-o de la părinți. Piața de desfacere a produselor din cadrul companiei o reprezintă magazinele proprii din orașul Ungheni, cât și a partenerilor din celelalte raioane, cum sunt Fălești, Glodeni, Sângerei, Bălți, chiar și la piața Angru de la Chișinău, aducem surplusul care este efectuat în cadrul companiei. În urma cercetării ofertelor de piață în domeniul de granturi și proiecte, am depistat programul EU for Moldova, care este unul din cele mai viabile. Cu resursele financiare din cadrul programului au fost achiziționate două solare complexe, fiecare având câte 500 de metri pătrați. La fel a fost achiziționată și o linie de producere a peleților, care reprezintă combustibilul pentru încălzirea solarilor pe timp de iarnă. Respectiv, noi avem resursele proprii pentru a diminua cheltuielile de producere și a fi mult mai competitiv pe piața locală. Afacerea noastră a crescut de câteva ori. Dacă la început, până a aplicat la program, erau doar 1000 de metri pătrați de solar, la momentul actual avem în gestiune 3000 de metri pătrați. În cadrul companiei, până a aplicat la program, erau angajate două persoane. După aceasta, deoarece afacerea a scalat de câteva ori, am avut nevoie necesarul de încă 3 persoane să le încadrăm în câmpul muncii. Pe lângă asta, mai luăm și persoane ziliere care ne ajută în perioada de recoltare și în perioada de menținere a ordinii în solarii. În cadrul programului EU for Moldova am acaparat o experiență unică și o resursă financiară care ne-a scutit de câțiva ani de creștere a companiei. Am făcut un salt economic destul de motivațional pentru noi, ceea ce ne duce să muncim în continuare pentru a atinge alte scopuri mult mai înalte.